Frați și surori, aș dori în această seară, pentru că este o seară deosebită, deosebită pentru că tot mai mult vedem cum Dumnezeu din cer vrea să se folosească de partea tânără a bisericii, pentru unii dintre noi, de copiii noștri. Și mă gândesc că este o binecuvântare dată din partea lui Dumnezeu să-ți vezi procul fiu, că îl slujește pe Dumnezeu și îl alege pe Dumnezeu într-o lume stricată, într-o lume în care generația tânără își pun toate lucrurile la cale pentru ca să facă răul și fără de legea, să-ți vezi propriul fiu că alege să-l slujească pe Dumnezeu și cred din toată inima că aceasta este un dar și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pe care ți-o face și ne-o face și nouă în seara aceasta Dumnezeu. Să-ți vezi fiul că îl alege pe Dumnezeu și că îl iubește pe Domnul, fără ca cineva să-l forțeze, fără ca cineva să îl oblige. Din propria inițiativă spune, da, vreau să-l slujesc pe Dumnezeu atâta timp cât trăiesc pe pământul acesta. Se spunea de dimineață despre lucrarea aceasta binecuvântată și măreață pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos și marea trimitere pe care a făcut-o ucenicilor. Se amintea așa de frumos despre oameni, tineri, care și-au dedicat viața în mâna lui Dumnezeu și au spus, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Eu cred că și în seara aceasta, dintre tinerii bisericii, dintre fiii voștri, sunt oameni, sunt tineri, sunt băieți și sunt fete, în care lăuntrul inimii lor bate Dumnezeu la inima lor și le spune că vrea să se folosească de ei. Nu știu cum o luați voi la o seară de tineret. Oamenii cei mai în vârstă, când aud de seara de tineri, unii cel puțin rămân și acasă, pentru că zic că este o seară de tineri. Asta am observat cu ani în urmă la părinți care aveau copii mici. Nu prea ei interesa de casa lui Dumnezeu la seara de tineret. Dar am observat cu ani că copiii lor au crescut și astăzi îi văd la adunare. Știți care e concluzia mea, frați și surori? Cea mai mare bucurie pentru un părinte este atunci când îl vede propriul fiu, că îl slujește pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, s-a făcut o chemare aici în față, era la o seară de tineret. Nu vreau să țin mult, dar vreau să precizez, pentru că Dumnezeu are în vedere în mod deosebit tineretul din adunarea din Mansuie. Ca Dumnezeu să-i folosească și pentru ca Dumnezeu să-i folosească, Dumnezeu le vrea inima lor. Inima lor să se găsească în ei cu adevărat Dumnezeu și Duhul Sfânt și nimic altceva. Asta vrea Dumnezeu de la ei. Mi-aduc aminte, s-a făcut chemarea la tineri și a spus, dacă sunt tineri aici care sunt legați de puterea întunericului, de diavol, care nu mai au plăcere de a veni la casa lui Dumnezeu, care au pierdut bucuria mântuirii și nu uit niciodată imaginea aceasta când niște părinți și-au văzut proprii fii, că și-au plecat genunchi înaintea lui Dumnezeu și boceau un hohote aici în casa lui Dumnezeu. Mă uitam la ei și mi-a aruncat o privire părinții aceștia și mi-au zis, nu înțelegi unele lucruri, dar le vei înțelege când vei fi părinte, când vei fi tată a unor copii, care vezi că în loc să-L aleargă pe Dumnezeu, alege lumea. Care vezi că în loc să aleagă mântuirea și viața veșnică, alege lucrurile care pierd odată cu întrebuințarea lor. Și îmi dau seama că de fiecare dată când îmi văd copiii, mă rog înaintea lui Dumnezeu și niciodată discut cu soția mea în casă și niciodată nu mi-aș permite când văd un copil, un băiat a unei familie care s-a depărtat de casa lui Dumnezeu, să arunc o cară sau o judecată. Pentru că îmi dau seama că am copii și mai devreme sau mai târziu voi putea beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu să-i văd în casă sau să-i văd departe. Biblia spune că nu uitați un lucru, ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Dacă astăzi vezi familii care își plâng copiii că nu mai sunt la adunare, plângi împreună cu ei și roagă-te ca Dumnezeu să-i aducă în casa lui Dumnezeu. Nu alege o cară, nu alege disprețul, nu alege bârfa, alege să te proșterni și să te unești împreună cu ei și spui, vreau să mă rog pentru tine, vreau ca Dumnezeu să-ți dăruiască biruință, pentru că îmi dau seama că într-o zi vor crește copiii mei și vreau să-i văd în adunare. Nu știu dacă vă macină gândul acesta, frați și surori, dar vreau din toată inima în această seară
Să ne rugăm pentru partea tânără, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze cu o inimă întreagă pentru Dumnezeu. Nimic altceva nu cere Dumnezeu de la noi decât să-i dărim toată inima noastră. Și când i-am dăruit inima, i-am dăruit și trupul, i-am dăruit și cuvintele noastre, i-am dăruit și buzele noastre, și mâinile noastre, și picioarele noastre. Și vom putea spune Psalmul 103 din toată inima: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Dumnezeu din cer să binecuvinteze lucrarea din seara aceasta, frați și surori. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că Dumnezeu în seara aceasta vrea să ridice tinerii. Eu știu că sunt tineri aici care uneori au fost bormandați de proprii părinți, că nu sunt buni de nimic. Uneori au fost bormandați de proprii colegi că ei sunt mai buni ca ei, ca ceilalți. Și vin aici cu un mod de inferioritate și se văd un nimeni. M-am gândit la omul lui Dumnezeu Ieremia și a spus: Doamne, eu sunt un copil, nu sunt vrednic. Îmi face o chemare extraordinară și a spus: nu spune că ești un copil, pentru că te am în vedere ca să te folosesc în lucrarea mea. Gedeon bătea grâul să-l ascundă de madianiți și a spus îngerul Domnului: Domnul este cu tine, cum i-a zis? Viteazule. A văzut în Gedeon un viitor, a văzut în Gedeon un slujitor. Cum îi spui la copilul tău? Cum îi spui la tinerii din adunare? Dumnezeu să ne dea cuvinte de binecuvântare. În această seară vreau să ne rugăm pentru seara aceasta, pentru începerea acestei slujbe. Doamne, binecuvintează lucrarea din seara aceasta, binecuvintează tinerii. Și dincolo de slujirea lor, vrem să ne rugăm, Doamne, binecuvintează-i, ca când vor face alegeri, să facă alegeri pentru care să te onoreze pe tine. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Intrăm în rugăciunea aceasta și vreau să-L lăudăm pe Domnul și să-L glorificăm, pentru că Dumnezeu este aici, slăvit să fie El. Amin. Yeah.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Am deschis la Psalmul 53, chiar de când am intrat în casa Domnului și citeam cuvintele care le cântau în acest psalm, un psalm compus de David, și începea psalmul acesta și spune: nebunul zice în inima lui, nu există, nu este Dumnezeu. Și tot versetul 1 continuă și spune: s-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte. Nu este niciunul ca să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim căci în seara aceasta, pentru că suntem în locul acesta și ne-ai hărăzit, ne-ai dat har să fim în casa aceasta, noi prin faptul acesta vrem să-ți arătăm că te căutăm pe tine, Doamne Dumnezeule. Dumnezeu ne binecuvântează și ne întărește, ne dă sănătate, ne dă pâinea cea de toate zile și lăudăm. Este Cel care întărește pe tânăr și pe bătrân. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Dar așa cum și fratele Dorel începea seara aceasta și spunea că lucrurile s-au stricat și sunt stricate în lumea aceasta. Și de obicei atunci când ne naștem și urmăm firul normal al lumii acestea, doar lucruri urâte alegem. Doar atunci când ne iese Dumnezeu în cale și ne-L descoperă pe Iisus Hristos și prin Domnul Iisus Hristos noi Îl cunoaștem pe Tatăl și toate împreună prin Duhul Sfânt, slăvit și binecuvântat să fie Domnul, atunci noi devenim oameni binecuvântați, oameni mântuiți, slăvit și binecuvântați să fie Domnul. Până în momentul când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, eram niște nebuni, pentru că spuneam că nu există Dumnezeu. Eu unul așa am fost. Chiar dacă mi-au vorbit de când eram mic despre Domnul Iisus, undeva știam și aveam dubiul meu. Dar astăzi, pentru că Duhul Sfânt a lucrat la inima mea, și spun astăzi, pentru că astăzi suntem în prezent, cu toate că am 8 ani de zile de când am încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului, totuși astăzi eu Îl recunosc pe Dumnezeu în inima mea și Îl laud. Și aș vrea să aducem o rugăciune de laudă. Și dragi tineri, pentru că este o seară de tineri, iubiți-L pe Dumnezeu și apropiați-vă pe Dumnezeu. Că atât timp cât veți spune nu există Dumnezeu, sunteți considerați nebuni. Nu-i că cineva trebuie să vă spună, dar asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Doamne, ai milă de noi. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Duhul Sfânt să lucreze la inimile fiecărui în seara aceasta. Și nu care cumva să fie cineva în locul acesta și să spună că și nu există Dumnezeu. Dumnezeu există. Lasă-L să ți se descopere dacă nu-L cunoști sau poate te-ai îndepărtat. Pentru că, într-adevăr, în lumea aceasta nu toate sunt roz și nu toate merg frumos pe calea noastră. Vin dubile. Sunt armele celui rău care întotdeauna caută să ne doboare. Dar în seara aceasta Dumnezeu să ne întărească și să cerem putere de la Dumnezeu în rugăciunea care ne stă în față. Și să ne rugăm în continuare pentru tineri, pentru copii, pentru biserica care este prezentă astăzi, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Căci izbăvirea ne vine de la Domnul. Psalmul 53 se încheie cu versetul 6 și spune: o, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va duce Dumnezeu înapoi pe prinși de război ai poporului său? Iacob se va veseli și Israel se va bucura. Domnul Iisus Hristos este izbăvirea noastră. El a dezlegat lanțul răutății, cel pe care noi nu l-am fi putut dezlega niciodată. El este izbăvirea noastră. Ne-a adus pe noi, eram prinși de război și astăzi suntem și ne bucurăm în Domnul, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Sunt care sunt încă pierduți pe cale. Dumnezeu să dea biruință seara aceasta. Este o rugăciune în care noi înălțăm spre slava lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Ne ridicăm cu toți în picioare și lăudăm pe Domnul. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, am vrea în continuare să stăm într-o atitudine de recunoștință, într-o atitudine de a faptului că Dumnezeu încă este prezent aici. Fie că noi cântăm, fie că noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este în adunare. El a fost aici nici de la 6 de când am venit cei mai mulți, nu a fost aici nici de la 3 când au ajuns tinerii. Dumnezeu stă în casa Lui și spune cuvântul lui Dumnezeu că în casa Lui totul strigă slavă sau ar trebui să strige slavă. M-am uitat în seara aceasta la îndemnul care s-a dat prin fratele Dorel, prin fratele Cristi. M-am uitat la psalmul citit. Și în ultima parte a psalmului 53 spune așa: o, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel?
De multe ori spunea fratele Dorin, știm să arătăm cu degetul. Dar Dumnezeu s-ar putea să te întrebe în seara aceasta, n-ai vrea să fii tu cel care să faci ca din Sion de aici să pornească izbăvirea lui Israel? N-ai vrea să fii cel care să te folosească Dumnezeu pentru ridicarea altuia? M-am gândit la exemplu care îl dădea fratele Dorel cu familiile, cu copiii și m-am gândit, s-ar putea dacă vezi pe un tânăr, o tânără, că a căzut, nu să te duci la mama lui și la tata lui. Deja ești responsabil înaintea lui Dumnezeu că ai văzut, pentru că în vechime, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vedeai măgarul sau boul cuiva că se duce într-o groapă, erai responsabil înaintea lui Dumnezeu să-l ridici. Cu cât mai mult să-l vezi pe un tânăr căzut și să-l arăți cu degetul, este o vinovăție grozavă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă de multe ori nu știm să ne doară pentru cineva, nu știm să plângem, o va aduce Dumnezeu în alt mod, să ne învețe să plângem, pentru că știe când ne atinge copiii noștri, știm să plângem. Când se atinge de banii noștri, de bunurile noastre, știm atât de bine cum să ne ducem înaintea lui Dumnezeu și e nevoit Dumnezeu de multe ori să se atingă în felul acesta. Eu mă rog ca niciunul din locul acesta să nu se bucure de răul altcuiva, ca nimeni de aici să nu aștepte ca altcineva, dacă a văzut cu ochii lui un tânăr, să se ducă altul să-l ridice. Eu cred că ești responsabil direct înaintea lui Dumnezeu, dacă l-ai văzut. Probabil nu e o întâmplare că l-ai văzut. Du-te și ridică și Dumnezeu să te binecuvinteze. Frați și surori, vreau în continuare să stăm înaintea lui Dumnezeu. M-am gândit că de multe ori puțini sunt cei care știu să aducă cuvinte de încurajare, de ridicare. Puțini sunt cei care știu să spună că dacă de multe ori se varsă o lacrimă poate în casa lui Dumnezeu, e și datorită tinerilor care de multe ori vin aici, poate a corului, poate orchestria, fanfare, care de multe ori depun multe ori de sacrificiu ca să spunem noi să ne conducă în închinare. Că n-ai cum să ajungi la 6 fără 5 în biserică și să intri în vorbirea în limbi, pentru că inima nu este pregătită. Acum conduci, ești atent la stradă, peste 5 minute să fii în împărăția lui Dumnezeu cu inima, cu viața. Eu cred că este un nevoie de un timp ca să ne putem adapta, să ne putem conecta la puterea Duhului Sfânt. Și pentru asta e nevoie de timp, e nevoie de o inimă pregătită. Și eu cred că asta fac de cele mai multe ori și coriștii și cântăreții. Încearcă prin cântare, prin alegerea cântărilor, prin repetiția cântărilor să ne ducă în prezența lui Dumnezeu. Pentru că inima în cântare se deschide mult mai ușor înaintea lui Dumnezeu. Am vrea în continuare cu întreaga biserică să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun. În timpul cântării acestea vom face coleta pentru bunul mers al bisericii, care obișnuim să o facem în biserica noastră. Apoi, după cântarea în comun, sora Anca Vier va avea o cântare, grupul Silo va avea o cântare, în urmă corul bisericii va lăuda pe Domnul cu o cântare și în urmă vom asculta mesajul din seara aceasta, care îl va fi vestit prin fratele Dorin Juravlea, ne vizitează biserica noastră de la Chicago, spune ca Domnul să-l binecuvinteze. Dânsul slujește acolo, se va prezenta mai bine în departamentul bisericii, în comitetul bisericii, mă rog ca Dumnezeu să-i dea un mesaj pentru inimile noastre din seara aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea și nouă o inimă bună, pregătită pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. După mesajul fratelui vor mai fi și alte cântări în limita timpului și vrem ca toate să fie făcute pentru slava Domnului. Amin.
Chiar
ascultat o voce din ceruri. Iată cortul lui Dumnezeu a venit. El va domni cu poporul împreună și Dumnezeu va fi cu ei. El le va șterge lacrima din ochi, moartea nu va mai fi. Plâns nici întristări și nici dureri, căci toate s-au dus și-au trecut. Cel ce stă pe tron din cer a zis, iată, voi face totul nou. Și mi-a spus să scriu tot ce văd într-o carte, căci adevărat este scris, este scris. Omega, început și e sfârșit. E Dumnezeu, e Împărat, e Domn a tot ce a creat. Mesia, Jehova, Prinț al Păcii e. E Fiul de Om, Spiță din Avram, a doilea în Trinitate. El e Alfa și Omega, e început și e sfârșit. E Dumnezeu, e Împărat, e Domn la tot ce a creat. Mesia, Jehova, Prinț al Păcii e. E Fiul de Om, Spiță din Avram, al doilea în Trinitate. El e Alfa și Omega, e început și e sfârșit. E Dumnezeu, e Împărat, e Domn la tot ce a creat. Mesia, Jehova, Prinț al Păcii e. E Fiul de Om, Spiță din Avram, al doilea în Trinitate. El e Alfa și Omega, e început și e sfârșit. E Dumnezeu, e Împărat, e Domn la tot ce a creat. Mesia, Jehova, Prinț al Păcii e. E Fiul de Om, Spiță din Avram, al doilea în Trinitate. El e Alfa și Omega, e Dumnezeu, e Împărat, e Mesia, Jehova, Domnul. Eu sunt Spiță din Avram. El e Alfa și Omega, e început și e sfârșit. Dumnezeu Împărat e Domn în veci de veci. El e Secretul stelelor pe cer, lumina
Slăvit să fie Domnul! Aș vrea mai întâi de toate să vă aduc salutări sfinte din Biserica Betania, biserica păstorită de fratele Luigi Mițoi, care în mod deosebit îl salută pe fratele Marius, chiar dacă nu este aici, sperăm ca sora Felicia să-i transmită salutările și să salută întreaga conducere a bisericii dumneavoastră din loc, cu care are o legătură destul de frumoasă și îl leagă multe amintiri. Domnul să vă binecuvinteze și vă salutăm cu Eclesiastru, capitolul 9, versetul 8. Hainele să-ți fie întotdeauna albe și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Amin. Mă aflu în trecere prin locul acesta și vreau să mulțumesc fraților care m-au primit cu multă căldură. Sâmbătă seara am avut o părtășie frumoasă, m-am întâlnit cu fratele Marius, apoi vineri spre sâmbătă, sâmbătă spre dimineață am plecat la fratele meu, care este la o distanță de aproximativ 150 de kilometri. Motivul pentru care am trecut prin Italia a fost și aceasta, să-mi revăd rudele care le mai am încă aici. În perioada anului 95-2000, pentru aproximativ 5 ani, am stat și eu în Italia, la fel ca dumneavoastră, Dumnezeu mi-a deschis o ușă și m-am dus să revăd locurile în care am stat la Roma, în acea perioadă, și când stăteam și eram în locurile acelea, Dumnezeu mi-a zis printr-un cuvânt pe care l-a pus în gândul meu și mi-a spus în felul următor: ai stat într-o casă și viața omului este ca o casă. În prima casă în care am stat, au fost 16 ani în care am locuit în România, a fost prima mea casă. A doua casă a fost Italia, unde am stat 5 ani și unde Dumnezeu a pus în inima mea multe lucruri frumoase pe care le port și acum în inima mea. A treia casă este locul în care stăm acum în Chicago, în Biserica Betania. Ne bucurăm alături de frați și încercăm să facem lucrarea Domnului cu cât mai multă responsabilitate, la fel cum dumneavoastră vă străduiți aici. Dar cred că toate aceste camere în care Dumnezeu ne bagă pe fiecare dintre noi, trebuie să nu uităm că au câte o ușă și câteodată Dumnezeu o deschide și ne poftește să intrăm în altă cameră. Tot așa s-ar putea cu mulți dintre voi să fie la fel ca la mine, sau alții s-ar putea să experimentăm și altfel de camere. S-ar putea să fie o cameră a suferinței, o cameră a bucuriei, o cameră în care vedem minunile Domnului și ne bucurăm, o cameră a durerii, dar în orice cameră ne-am afla, să nu uităm căci Dumnezeu este cu noi și din toate există o ușă pe care Dumnezeu la vremea potrivită o va deschide. Harul Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Amin. Aș vrea să mulțumesc și fraților care m-au adus aici și care, prin harul Domnului, sunt alături de mine. Mă aflu în trecere pentru o săptămână. În ziua de miercuri ne vom întâlni un grup din biserica noastră de aproximativ 100 de persoane, mai puțin cu câteva, unde vom avea o misiune în 16 orașe, vom avea 18 programe în România. Vom fi cu corul de tineri și orchestra care v-au vizitat în urmă, cred că cu 2 ani, eu n-am putut să vin atunci. Și am ales ca anul acesta să mergem în România pentru că este o perioadă destul de lungă de când n-am mai fost cu o generație de tineri și am vrut să o conectăm și pe aceasta cu România. Am mai fost în 2008 și încercăm și noi, chiar dacă distanța este destul de mare, cheltuielile sunt mari ca să ajungem în România, credem însă că ceea ce putem pune în inima copiilor noștri nu sunt doar cuvintele pe care le rostim în biserică, ci sunt și experiențele pe care ei le au cu Domnul și în afara bisericii. Și mulțumim pentru maturitatea pe care o au frații de acolo și înțeleg lucrarea aceasta încât o fac posibilă pentru generațiile acestea de copii care vor să îl slujească pe Domnul. O mare parte dintre cei cu care am fost în România au încheiat legământ cu Domnul în apă și am înțeles că și dumneavoastră aveți astfel de proiecte la Viișoara, dacă nu greșesc, și în alte locuri, și credem că Dumnezeu folosește astfel de viziuni pe care oamenii lui Dumnezeu le au, ca să promoveze lucrarea lui Dumnezeu și ca să ofere experiențe atât celor care fac slujirea aceasta, cât și celor care sunt slujiți. Și este o dovadă de maturitate să
acceptăm în primul rând acest astfel de lucrări și apoi să înțelegem că trebuie să trecem la acțiune și să facem un efort cât mai mare, pentru că tot ceea ce putem lăsa în urmă la copiii noștri sunt ceea ce sunt lucrurile pe care le punem din punct de vedere spiritual în inima lor. Împreună cu mine, în această călătorie, l-am luat și pe fiul meu, care are 9 ani. Și cred că nu este destul de tânăr, nu l-am luat aici, a fost vineri seară, nu l-am luat astăzi aici, a rămas cu ceilalți verișori, pentru că marți vom zbura spre România. Și cred că nu este destul de tânăr și destul de copil să vadă lucrările Domnului. Scriptura ne vorbește despre oameni mai tineri ca și el, pe care Dumnezeu i-a atins, i-a folosit și în a căror inimă Dumnezeu a zidit o lucrare și o atracție față de cuvântul Lui. Vă îndemn să vă gândiți la lucrul acesta, dat că este o seară de tineret, și să facem tot ce putem pentru copiii noștri să-L cunoască cât mai mult pe Dumnezeul pe care noi îl slujim. Amin. Acum vă invit să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului, de care ne vom folosi în seara aceasta, și anume din capitolul 6 din cartea Isaia, începând de la versetul 1. Pagina în Scriptură 686. Isaia, capitolul 6, începând de la versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe scaunul lui de domnie înalt. Și poalele mantei lui umpleau templul, serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se scuturau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit respectos să vă reocupați locurile. Isaia este unul dintre cei mai cunoscuți profeți ai Vechiului Testament. Este unul din cei mai mari profeți ai Vechiului Testament, nu doar pentru că a scris aproximativ 66 de capitole, o carte însemnată în Vechiul Testament, ci el este însemnat pentru că niciunul din profeții Vechiului Testament nu l-au văzut pe Domnul atât de aproape de suferință ca și profetul Isaia. În cartea Isaia, în capitolul 53, Scriptura ne spune că prorocul acesta l-a văzut pe Domnul într-o suferință și descrie suferința lui atât de aproape, în detalii care s-au împlinit cu atâta precizie în viața Domnului Iisus Hristos. Isaia nu doar că este un profet mare al Vechiului Testament, el mai este numit și evanghelistul Vechiului Testament, pentru că are un mesaj de chemare la pocăință. El se adresează unui popor care s-a îndepărtat de Dumnezeu și care trebuia să fie chemat înapoi. În această seară suntem înaintea Domnului și suntem la o seară de tineret. Și apreciez conducerea bisericii pentru că creează astfel de momente în care tinerii să aibă o jertfă înaintea Domnului. Pentru că atunci când tinerii își deschid inima în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu face lucrări mari împreună cu ei. Aduceți-vă aminte de poporul Israel, cei care au intrat în noul Canaan, a fost generația de tineri.
Generația de oameni care au ieșit din Egipt nu au mai beneficiat de intrarea în țara promisă. Dumnezeu întotdeauna are un plan cu generația tânără de continuitate. Ei, tot așa, acest profet al Vechiului Testament era la un moment de răscruce. Foarte probabil că acest pasaj pe care l-am citit, Isaia și această experiență o trăiește imediat după vârsta de 20 de ani, pentru că în acest context este așezată experiența pe care am citit-o în seara aceasta din cuvântul Domnului. Isaia își începe lucrarea în anul 740, prorocește pe timpul la 4 împărați al lui Iuda, pe timpul lui Ozia, pe timpul lui Otan, pe timpul lui Ahaz și pe timpul lui Ezechia, unul dintre împărații buni al lui Israel. Isaia are și această oportunitate să slujească în poporul lui Dumnezeu alături de Ozia, pe care cuvântul Domnului îl descrie exact în primele versete. Și în momentul în care Isaia trăiește această experiență, cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu folosește cuvinte la întâmplare. Și spune cuvântul Domnului, începând cu versetul 1, în prima parte a versetului 1, în anul morții împăratului Ozia, în anul morții împăratului Ozia. În aceste 3 săptămâni înainte să plecăm din Chicago, la noi în Chicago am experimentat un lucru pe care nu l-am mai experimentat niciodată. În fiecare săptămână a fost câte o mormântare, 3 săptămâni în doar 3. Foarte probabil că dacă nu, familia nu alegea să le organizeze în 3 săptămâni diferite, am fi putut să le avem în aceeași săptămână toate, dar familia a ales să le organizeze într-un mod organizat și să dea oportunitate la cei care vor să participe. În prima mormântare a fost un tânăr de 21 de ani, care a murit înecat în unul din râurile din apropiere. Un tânăr care, datorită deciziei pe care au luat-o părinții lui de a nu mai veni la casa lui Dumnezeu, i s-a blocat ușa în a intra într-o relație personală cu Dumnezeu. Tatălui s-a căsătorit în urmă cu aproximativ 25 de ani și a spus în felul următor: eu am trăit în România cu multe reguli și nu mai trebuie să trăiesc o viață în care să fiu închis. Am ajuns în America și vreau să mă bucur de viață. Și toată bucuria aceasta s-a materializat în a-și cheltui banii pentru plăcerile acestei lumi. Dar într-o zi, toate lucrurile acestea, începând cu criza, au început să afecteze această familie și au început să apară anumite conflicte. Acum, ieșind ușor din criză, au spus ei: dacă nu mai avem bani să ne mai facem vacanțe ca înainte, haideți să mergem în perioada aceasta într-un weekend undeva în apropiere și să facem și noi cum făceam înainte, să luăm anumite sticle de nu știu ce și să mergem cu puțină carne și să ne veselim într-un weekend. Toate acestea au fost bune până au ajuns cu barca aproape de insula pe care ei au ales-o să o facă. Copilul, văzând că este cald afară și probabil consumând ceva alcool, a sărit în apă și nu a mai reușit să înoate la mare, era o distanță de aproximativ 10 metri, dar în locul acela unde era insula se făcea un vârtej ca apa să poată să treacă și insula să rămână, bucata aceea, limba aceea de pământ, să rămână pe mijloc. A sărit tatăl lui după el să-l prindă, l-a prins de 2 ori și era gata să se nece și el, l-a scăpat de mână. Omul acesta trăiește o remușcare pentru tot timpul vieții lui, l-a scăpat pe friul lui de 2 ori din mână, l-ar fi putut salva de la nec și la ziua mormântării lui se bătea cu pumnii în piept și era plin de durere și spunea: mai bine mă necam eu și trăia el. Dar adevărata pierdere nu este pierderea pe care el o vedea atunci, ci adevărata pierdere era aceea că copilul acesta nu a avut un legământ cu Domnul. Cum să aibă un legământ cu Domnul când tatăl, într-un mod știut, într-un mod organizat, a închis toate ușile familiei lui prezenței lui Dumnezeu?
În această seară aș vrea să stăm în acest moment și să ne gândim ce facem noi pentru casele noastre. S-ar putea istoria noastră să nu fie asta, dar să fie alta. S-ar putea să vii la adunare, dar în casa ta să fie o atitudine de răzvrătire, de rebeliune, probabil față de oamenii care conduc aici, probabil față de oamenii care dirigează, probabil față de păstori, probabil față de oamenii pe care Dumnezeu i-a așezat. Și toate lucrurile acestea le depozităm în inima copiilor și aceste lucruri într-o zi vor cere un preț pentru fiecare dintre noi care facem lucrul acesta. Dar Domnul să ne lumineze. Am privit la ceea ce spuneau frații mai devreme care au dat îndemnul la rugăciune și am spus, este mare lucru să știi să plângi cu cei ce plâng când au o durere în casa lor. Nu este un motiv de bucurie să știm că unul dintre noi pleacă departe de ușa aceea, ci motivul de bucurie trebuie să fie atunci când el se întoarce, când el vine în locul acesta și se pocăiește, când el vine și încheie un legământ cu Domnul și intră într-o slujire pe care Dumnezeu i-a pregătit-o pentru el. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În această seară aș vrea să privim la această întrebare, la cine privești? Pentru că Ozia a fost un om care a fost în fața întregului popor și Isaia privea la el. Și Scriptura ne spune în anul morții împăratului Ozia. La cine privești când vii la adunare? Pe cine vrei să întâlnești când intri în locul acesta? Care este percepția ta față de casa lui Dumnezeu? Este casa lui Dumnezeu sau este casa în care noi venim și vrem să facem ce vrem? Pentru că dacă este casa lui Dumnezeu, trebuie să ne comportăm cum ne spune Dumnezeu. Ce vrem noi să facem, facem la noi acasă. Vă întreb, la noi acasă lăsăm copiii noștri să facă ce vor? Nici care dintre noi nu ascultăm de copiii noștri când vor să facă ceea ce vor. Noi spunem, atâta timp cât ești în casa mea și începem cu poezia aceea, cât stai sub acoperișul ăsta, faci ceea ce spun eu. Ei, tot așa este și cu casa lui Dumnezeu. La cine privești? În primul rând, Isaia privește la Ozia, pentru că cuvântul Domnului spune, în anul morții împăratului Ozia. Tânărul acesta trăia într-o tragedie. Clipele pe care Scriptura le descrie în versetele acestea nu au fost puține, au fost multe. Momentele, zilele acelea l-au făcut pe Ozia și pe poporul lui Dumnezeu să treacă printr-o mare durere. Și Isaia privea la tot ceea ce se întâmpla în jurul lui. Și trebuie să spunem că în primul rând Isaia privea la Ozia. Isaia privea la Ozia, în primul rând pentru că era împărat în Israel, în al doilea rând, tânărul acesta, Ozia, care a fost pus împărat la 17 ani, a fost un exemplu pentru cei din generația lui, a fost un model și Isaia privea la el în anul morții împăratului Ozia. Iubiți frați și surori, fiecare generație are nevoie de exemple, are nevoie de oameni care trăiesc cu Domnul. Orice greșeală pe care o facem noi, copiii noștri o văd și o cântăresc. Orice greșeală pe care o facem noi, s-ar putea să se ducă unul la fund din cei care vin din urma noastră. Orice lucru pe care ni-l permitem noi, s-ar putea să, ca ei să și-l permită mai mult. Orice hotar pe care îl mutăm noi, cei care suntem părinți, pentru copiii noștri va fi o oportunitate să-l împingă mai încolo. De aceea bucurați-vă când hotarele rămân acolo unde sunt, că odată mutate nu se mai pot muta înapoi. Și Isaia este omul care privește la Ozia, este omul care privea la împăratul lui Israel. Se pare că între ei era o legătură de rudenie. Cuvântul Domnului ne spune în 2 Cronici, în capitolul 26, un pic despre Ozia și aș vrea să trec un pic să vedem cine a fost împăratul lui Isaia ca să înțelegem contextul în care Dumnezeu vorbește. Versetul 1. Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de 16 ani și l-a pus împărat în locul tatălui său, Amația. Iată deci că
omul acesta a ajuns împărat nu doar cu 90%, nu cu 75%, nu cu 85%. Omul acesta a ajuns împărat cu un număr covârșitor, tot poporul din Iuda. Oare cum trebuia să fie tânărul acesta ca să-l aleagă toți bătrânii lui Israel să-i spună: noi vrem să fie Ozia împărat în locul tatălui său Amația? Am stat de multe ori și m-am gândit, oare care au fost criteriile prin care au judecat cei care au fost bătrânii lui Israel, încât și-au permis să pună soarta națiunii în mâna unui tânăr de 17 ani? Oare care a fost înțelepciunea pe care Ozia a avut-o, încât a câștigat inima întregului popor? Oare care au fost lucrurile pe care le-a avut în viața lui? Pentru că fiecare dintre noi încercăm să avem un model de care să ne alipim și pe care să-l urmăm. Dacă lumea aceasta are modelele ei și sunt așa cum sunt, Biserica lui Iisus Hristos trebuie să-L aibă pe model ca pe Dumnezeu, trebuie să-L aibă pe model ca Iisus Hristos Domnul. Dar oamenii pe care i-are Dumnezeu sunt oamenii care calcă pe urmele lui Hristos. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel care spunea: călcați pe urmele mele, căci și eu calc pe urmele lui Hristos. Atunci când Ozia a ajuns împărat, tot poporul din Iuda a fost cu el. În al doilea rând, atunci când Ozia a ajuns împărat, Scriptura ne spune în versetul 3, Ozia avea 17 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani. Asta înseamnă că a murit la 68 de ani. Știți cât au domnit mulți din împărații lui Israel? Mult mai puțin decât Ozia. Știți cât a domnit David? 40. Știți cât a domnit Solomon? Tot la fel, 40. Știți că unii din împărații lui Iuda au domnit 3 zile? Bărbatul acesta a domnit 52 de ani, a ajuns împărat la 17 ani și Scriptura ne spune că a avut una dintre cele mai lungi domnii peste regatul de sud, peste Iuda, pentru că împărăția, după cum știm, după moartea lui David s-a împărțit și o parte, după moartea lui Solomon, o parte a mers în partea de sud, în regatul lui Iuda, unde cele două seminții au înființat regatul de sud, Iuda și Beniamin, și 10 seminții cu capitala la Samaria au rămas în regatul lui Israel, în partea de nord. Ozia, dacă vă uitați în una din Bibliile cu explicații, veți vedea că Ozia a fost între cei 9 împărați buni pe care a avut regatul de sud. Regatul de nord nu a avut nici măcar un împărat bun. Regatul din partea de nord nu a avut nici măcar un împărat pe care Biblia să-l numească bun. Ozia a fost printre cei 9 din cei care au fost în regatul de sud, pe care Biblia îi numește împărații buni. Ei au fost peste 30 în împărăția de sud a lui Iuda. Și Scriptura ne spune că a ajuns împărat la 17 ani, a domnit 52 de ani. O viață frumoasă. O împărăție care a înflorit. Parcă vedem cum se schimbă astăzi conducerile și tot la 4 ani și parcă cei care promit nu reușesc să împlinească. Și vedem în împărăția aceasta lui Iuda o continuitate în care Dumnezeu a binecuvântat cu prosperitate națiunea lui Iuda. Apoi, după ce am văzut că a fost ales de tot poporul, după ce am văzut că a ajuns împărat și a avut alegeri competente, priviți la ceea ce spune versetul 4 din capitolul 26 din 2 Cronici. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. Alegeri personale corecte. Omul acesta a privit la ceea ce a făcut tatăl lui. Și pentru el tatăl lui a fost un exemplu personal demn de urmat, pentru că Scriptura consemnează lucrul acesta. De multe ori stau și mă gândesc, oare pentru cei doi copii ai mei sunt un exemplu personal? Vor zice într-o zi, aș vrea să fiu ca tatăl meu? Vor zice într-o zi, atunci când cresc mare, aș vrea să calc pe urmele lui? De multe ori mă întreb la lucrul acesta și mi-ar plăcea să fie o realitate.
și încercăm să facem tot ceea ce putem ca părinți. Dar trebuie să acceptăm că în toate lucrurile acestea este și harul lui Dumnezeu care ne poate ține și nu ne lasă. Un al patrulea lucru pe care l-a făcut Ozia, a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Priviți la ceea ce anturaj a avut copilul acesta. Dacă a făcut alegeri corecte, dacă a fost ales de popor într-un mod covârșitor, a avut un anturaj pe care Biblia laudă și Scriptura ne spune a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia. Știți cine a fost Zaharia? Unul din bărbații cu care Ozia se întâlnea. Omul acesta era un om spiritual, pricepea vedeniile Domnului și sunt convins că de multe ori când Ozia era la încurcătură, omul acesta i-a dat un cuvânt de la Domnul care l-a pus pe o cale după voia lui Dumnezeu. Un anturaj corect. Dacă vezi un anturaj care nu este după voia lui Dumnezeu în viața copiilor tăi, fă un lucru, ocupă-te și încearcă să strici anturajul acesta. Încearcă să fii o poartă care se închide pentru un astfel de anturaj. Păzește-ți casa de un anturaj care nu este după voia lui Dumnezeu. Lasă ca lucrurile care aduc moartea pentru lumea aceasta să nu fie în casa în care stai, pentru că într-o zi ele își vor cere prețul și te vor prinde la mijloc. Pentru un tânăr, anturajul este un element foarte important, pentru că în felul în care decurge viața unui om în tinerețe, multe decizii se iau în baza anturajului, în baza prietenilor pe care îi ai, în baza oamenilor pe care îi ai pe lângă tine. Mi-aduc aminte de atunci când eram la Roma, în anul 95, păstorul dumneavoastră, fratele Marius, fie că era joie, fie că era duminică, în fiecare zi era la biserică. Întotdeauna era înconjurat de oameni care iubeau cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine personal, a fost un exemplu, am privit cu plăcere la el, apoi am ajuns să ne cunoaștem, să fim prieteni. Mi-aduc aminte de când eram în Botoșani, prin anul 90-91, când apărea el cu chitara, noi eram copii mici, dar cânta niște cântări care nouă ne plăceau și de câte ori îl puneau frații, noi parcă eram ciorchini acolo la balcon, că cânta fratele Marius. Pentru noi a fost un exemplu demn de urmat și am văzut în viața lui un anturaj sănătos. Să știți, un om sănătos nu va ajunge niciodată sănătos din punct de vedere al anturajului dacă nu-și alege un anturaj sănătos, dacă nu face alegeri personale pentru un anturaj sănătos. Ozia ar fi putut să aleagă multe alte anturaje, era împărat, putea să aibă mulți alți prieteni. Ce ne trebuie nouă pe Zaharia care pricepe vedenile Domnului? Ce ne trebuie nouă un om care să ne tragă de mânică și să ne spună aici Domnul are ceva împotriva ta, trebuie să fii mai atent, trebuie să ai grijă de lucrul acela în viața ta? Ce ne trebuie un astfel de anturaj? Ozia n-a gândit așa. Cred că Ozia a ajuns departe pentru că a avut un anturaj sănătos. Versetul 6 spune, a pornit război împotriva filistenilor, acțiune. Omul acesta a știut când să plece la război și când să vină. Filistenii erau un popor puternic cu care împărăția de sud, regatul de sud, au avut multe probleme. El a mers la război și a făcut ordine între ei. Pe timpul cât a fost el împărat, filistenii n-au avut un cuvânt de spus în dreptul poporului lui Dumnezeu. A fost un om care a știut să ducă poporul prin viziunea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Ascultați-mă, frați și surori, atunci când oamenii aceștia pe care Dumnezeu i-a pus în locul acesta au viziune, fiecare dintre noi trebuie să-i sprijinim și să înțelegem că și Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze prin ei. Vă întreb eu, poate un om să fie binecuvântat dacă el nu binecuvintează? Nu-mi răspundeți.
Dacă eu nu binecuvintez pe cei care sunt în jurul meu, pot să primesc binecuvântarea? Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor. Versetul 7. Ajutorul din partea lui Dumnezeu. De multe ori vin zile în viețile noastre unde vrem ajutorul Domnului. De multe ori vrem ca Dumnezeu să se implice într-un mod supranatural și să facă o minune, pentru că suntem prinși la strâmtorare și suntem în ziua durerii. De multe ori vrem ca ușa unde există suferință, în camera în care Dumnezeu ne-a așezat, să se deschidă cât mai repede și să ne ajute Domnul. Dar uităm că am ales să trăim altfel, uităm că am făcut alte lucruri, uităm că n-am avut un anturaj sănătos. Tineri dragi, va veni o zi a necazului în care veți striga către Dumnezeu și Dumnezeu vă va ajuta în funcție de ceea ce faceți înainte de ziua necazului. Acesta a fost Ozia ca și împărat, în prima parte a vieții lui. Scriptura ne descrie o zi incredibilă în viața lui Ozia, care se găsește tot în același capitol. Dar când a ajuns puternic, versetul 16, inima lui s-a înălțat și l-a dus la peire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii, îngânfare, mândrie, spunem noi. Oameni care privesc la ceea ce Dumnezeu le-a dat, la darul lor, la înzestrările cu care Dumnezeu i-a binecuvântat și privesc lucrurile de sus, toți sunt pe undeva, ei sunt pe la etajul 100, toți sunt pe la etajul 20 sub pământ. Preotul Azare a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni cu inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și au zis: n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta l-au doar preoții, fiul lui Aron, care au fost ființiți ca să o aducă. Ești din sfântul locaș, căci faci un mare păcat. Ați întâlnit oameni la care se duce păstorul, se duce comitetul și spune: măi frate, îți vrem binele. Măi frate, ascultă-ne, drumul pe care mergi nu-i bine. Dumnezeu te-a binecuvântat, ești într-un loc bun, ai tot ce îți trebuie, dar nu trebuie să te mândrești cu lucrul acesta, nu trebuie să treci dincolo de cuvântul Domnului. Și ei se spună: lasă-mă în pace, cine ești tu? Poate la noi, la Chicago, aici nu sunt. Scriptura merge mai departe și spune: și lucrul acesta nu-ți face cinste. Oamenii aceștia cu inimă, 80 de oameni, împreună cu omul acesta lui Dumnezeu, Azaria, preotul, marele preot care era în generația lui, s-au dus la el și au spus: tu ești împărat, noi recunoaștem ungerea ta, noi știm locul în care Dumnezeu te-a așezat, noi niciodată n-am vrut să fim împărați peste tine, noi niciodată nu te-am vorbit de rău, noi întotdeauna am îndemnat poporul să se poarte frumos cu împăratul pe care Domnul ni l-a dăruit, dar trebuie să știi că locul acesta este rezervat oamenilor sfinți pe care Dumnezeu i-a chemat la slujbă. Ați întâlnit oameni care vor să ajungă în locul acesta, care să folosească alte metode decât cele pe care le spune Scriptura? Ați întâlnit oameni care vor să cânte, dar nu vor să se conformeze regulilor care sunt în adunare? Ați întâlnit oameni care vor să facă ceva în casa lui Dumnezeu, dar vor să facă de capul lor? Ei, un astfel de om a fost Ozia, într-o zi incredibilă din viața lui, în care toată înțelepciunea pe care a avut-o a fost să facă o mare prostie. Cuvântul Domnului merge mai departe în versetul 19 și spune așa: Ozia s-a mâniat, asta e împotrivire, după îngânfare primul lucru care vine, să nu uitați fraților, vine împotrivirea. Dacă oamenii se mândresc și nu ascultă de voi, în primul rând se vor împotrivi la sânge și încep să spună tot felul de lucruri. Ozia s-a mâniat, în mână avea o cadelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte, îmbolnăvirea.
Și ajunge omul acesta la spital și dacă îi cheamă pe oamenii lui Dumnezeu, ar fi bine, dar de multe ori nu îi cheamă, că spune, îi știu eu și pe ce. Dacă s-ar termina toate lucrurile cu pace, ar fi bine, dar se termină mai rău. Versetul 26-21 spune, împăratul Ozia a murit. A fost scos din Ierusalim, a locuit într-o casă, pentru că noi știm că în vremea aceea lepra și în vremea noastră de astăzi conduce la izolare. Păcatul întotdeauna te va izola în așa fel încât te va conduce la moarte. I-a spus Dumnezeu Evei să nu mănânci din fructul acesta, să nu mănânci din copacul acesta. Și ea a crezut că poate să trăiască și realitatea o vedem în dreptul nostru. Păcatul, dragi tineri, nu conduce la viață, ci conduce la izolare și la moarte. Pe un om în care Dumnezeu a investit atât de mult să cadă așa de ușor, Scriptura merge mai departe în versetul în care l-am citit din 1 Isaia, capitolul 6, și spune, în anul morții împăratul lui Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe scaunul lui de domnie foarte înalt. În al doilea rând, în primul rând, Isaia privea la Ozia, ca la un exemplu personal care s-a prăbușit. În al doilea rând, bărbatul acesta a privit la Dumnezeul lui Israel. Pentru că Dumnezeul lui Israel trebuia să răspundă unei întrebări probabil pe care Isaia a avut-o în inima lui. Dacă Ozia s-a prăbușit, dacă fratele Cutare a putut să cadă și astăzi parcă auzim de tot felul, nu știm cât e de adevărat, dar auzim de fiecare, dar nu știm cât e de adevărat, dar e bine că auzim. Și dacă un om ca Ozia a putut să cadă, întrebarea din mintea lui Isaia era în felul următor, cine mai poate fi un exemplu personal pentru mine? Dacă modelul pe care eu l-am ales din tinerețe, dacă omul acesta care m-a adus la curtea împăratului și am fost cronicar pe timpul vieții lui și am văzut în el un model demn de urmat, aș fi vrut să fiu ca el, a căzut atât de ușor, cine mai rămâne? Și la întrebarea aceasta răspunde Dumnezeul lui Israel și spune, Isaia, tu nu trebuie să privești la oameni, oamenii pot falimenta. Oricât de bine ar merge un om în umblarea cu Domnul, există un procent în care trebuie să luăm un calcul, un faliment uman, care să nu ne destabilizeze în cazul în care privim cu plăcere la omul acela. Există un procent al falimentului uman și Dumnezeu spune, dacă vrei cu adevărat să privești la cineva, privește la mine. Dumnezeul lui Israel vine în viața lui Isaia în vedenia aceasta și îi spune și îi răspunde la întrebarea pe care el o avea în inimă. Dacă Ozia a falimentat, cine mai rămâne? Și Dumnezeu spune, rămân eu, împărat al împăraților. Nu un împărat trecător, nu un împărat pe care tu l-ai admirat, nu un împărat care a avut o înflorire peste țara pe care el a organizat-o în felul lui Ozia. Eu sunt împăratul împăraților și domn al domnilor. Și Scriptura ne spune, am văzut pe Domnul pe un scaun de domnie foarte înalt și pe poalele mantei lui care umpleau templul. Știți ce însemna în vremea aceea poalele mantiei unui rege? Un rege își făcea haina împărătească și toată și o făcea atât de lungă în funcție de cât îi era împărăția. Și dacă împărăția lui era mică, el își făcea o haină mai mică. Dacă mai cucerea anumite ținuturi, imediat primul lucru pe care îl făcea un rege, își făcea o haină puțin mai mare. Dacă mai cucerea în viitor, își făcea o haină și mai mare. Și dacă împărăția se restrângea, trebuia să-și facă o haină mai mică. Asta era în concepția oamenilor în care trăia. Și Scriptura vine și spune, poalele mantiei lui umpleau templul, mantia lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu era atât de mare încât Isaia vine și spune, împărăția lui Dumnezeu nu are sfârșit, pentru că împăratul care este în împărăția lui Dumnezeu și anume Domnul oștirilor, este împăratul împăraților și Domnul domnilor, slăvire lui. Are parte de experiența aceasta în care vede serafimii,
în care vede desfășurarea lucrurilor din sala tronului și vede strălucirea împăratului care cu adevărat merită să urmeze. Și parcă Dumnezeu îi pune o întrebare: dacă tu ai fost cronicarul lui Ozia, ai vrea să fii cronicarul meu? Pentru că din ziua aceea, zilele lui Isaia n-au mai fost la fel. Din ziua aceea n-a fost cronicarul împăratului lui Iuda, ci din ziua aceea Isaia a devenit cronicarul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat într-o lucrare. Ascultați-mă, frați și surori, și lucrul acesta spuneam și la noi la timpul de tineret în biserica noastră, referitor la acele săptămâni în care au fost acele mormântări, într-o situație de criză, într-o situație în care noi nu știm să le explicăm, Dumnezeu le organizează pentru că vrea să cheme oameni în lucrare. Pentru oamenii care s-a terminat, pentru oamenii în care au ajuns în acele situații, nu se mai poate face nimic. Dar ceea ce se poate face sunt pentru cei care au rămas în viață, ca să aibă o inimă și să aibă parte de o întoarcere în viața lor. O astfel de experiență a trăit Isaia. Omul acesta a fost implicat într-o experiență prin trecerea la cele veșnice ale lui Hozia și Dumnezeu l-a chemat pentru că această experiență i-a vorbit într-un mod personal. Într-o experiență pe care nu o înțelegi, Dumnezeu are un plan să poată să te recupere. Am întâlnit oameni care au spus în felul următor: după o experiență de boală, după un accident, după o suferință, m-am apropiat de Domnul și de atunci viața mea s-a schimbat. Oare de ce trebuie să fie așa în natura umană? Dacă așa e bine și dacă așa putem să ne apropiem de Domnul, slavă Domnului că este și așa. Isaia privește la Domnul. În al treilea rând, după ce Isaia a privit la Ozia, după ce Isaia a privit la Jehova, Dumnezeul lui Israel, Isaia privește la El. Versetul 5 spune în felul următor: atunci am zis, vai de mine! Omul când vede mărăția lui Dumnezeu trebuie să-și vadă propria stare. Un om care cu adevărat se întâlnește cu Dumnezeu, nu-l mai auzi vorbind de alții, ci se îngrijește de ceea ce trebuie să repare în viața lui. Și oricât de sfânt ar fi el, sunt multe de reparat. Scriptura ne spune că omul acesta, până în versetul 6, dacă veți citi acasă în primele 5 capitole, vai de voi, vai de alții. Dar din capitolul 6 încolo, Isaia are o altă perspectivă și spune: atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Atunci când ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, te vei ocupa de viața ta proprie și îți va fi de ajuns și nu vei avea timp să îndrepți lucrurile pe care le ai la tine și nu vei mai avea timp să vezi lucrurile pe care vrei să le îndrepți la alții. Te vei ocupa să te sfințești înaintea lui Dumnezeu și să lași ca mâna lui Dumnezeu să te facă să înțelegi că te vrea curat pentru împărăția Lui. Scriptura spune că a mers mai departe și a văzut în vedenia aceasta cum Dumnezeu a trimis un înger să-l sfințească. El, prorocul Isaia, a avut nevoie de sfințire? El, tânărul care a avut o viață liniștită, un om de la care avem multe de învățat, pe care Dumnezeu l-a chemat în lucrare încă de tânăr și l-a slujit pe Dumnezeu toată viața și a încheiat frumos, nu ca predecesorul său, nu ca vărul său, Ozia, mai avea de învățat, mai avea nevoie să fie sfințit, mai avea nevoie ca Dumnezeu să se atingă de el. Oricât de sfânt ar fi un om, jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos este necesară pentru fiecare om, pentru că ea ne sfințește pe deplin. Isaia privește la Ozia, Isaia privește la Domnul, în ultimul rând Isaia, după ce privește la el, privește la popor. Versetul 8 spune în felul următor:
Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Oamenii care cu adevărat se întâlnesc cu Dumnezeu, nu mai stau pe hol, nu mai stau în parcare, nu mai merg la fotbal în timpul adunării, nu-i rău să jucăm fotbal, și eu joc fotbal, dar nu când e adunare. Nu-i rău să faci un sport, și eu, dacă am timp, îl fac. Nu-i rău să mergi la magazin sau la mall, dar nu când e duminica. Ia-ți o zi liber de la lucru și du-te, că ziua e a Domnului. Nu-i rău să mergi să faci un grătar pe munte sau mai știu eu unde, la iarbă verde. Dar nu duminica, când sunt două programe și Dumnezeu te vrea aici, că în rest 6 zile mergem și ne facem lucrul nostru. Și Scriptura ne spune, 6 zile du-te și fă-ți lucrul tău. Dar a șaptea, ai grijă de suflet, ai grijă de lucrurile pe care trebuie să le faci pentru Dumnezeu. Ai grijă de tot ceea ce vrei să investești în împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta a privit la el și a văzut că are multe lucruri de îndreptat și a privit la popor care trebuia slujit. Dumnezeu are nevoie de o generație care să slujească pe el. Atunci când am luat decizia cu biserica și împreună cu frații care sunt în comitetul bisericii noastre să venim anul acesta în România, nu a fost deloc ușor. Fiecare trebuie să-și plătească biletul, cheltuielile care le au în România și fiecare va cheltui în jur de $2,500-$3,000. Merg aproape 100 de persoane, nu-i puțin. Biserica a ales prin harul Domnului și am reușit să adunăm bani cu tinerii noștri care au spălat mașini, care au soțiile noastre au făcut prăjituri, le-am vândut, am reușit să strângem cu ajutorul Domnului $50,000. Am plătit transportul în România să nu mai fie o povară pentru ei, că destul și-au plătit ei biletele și toate celelalte lucruri de avion. Și am ales să le plătim noi transportul măcar în România. Dar toate lucrurile acestea le facem pentru că vrem să îi îndreptăm pe ei către Dumnezeul pe care noi îl slujim. Și toate lucrurile acestea le facem ca să îi încurajăm să vadă câtă nevoie este să-L slujești pe Domnul. Câteodată stai în adunare, corul cântă și fără mine, și fără tine, și fără oricine dintre noi. Dar credeți-mă că înaintea lui Dumnezeu nu-i la fel. Ceea ce fac eu este important înaintea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să mă implic în ceva, oare este la fel și dacă nu mă implic? Aduceți-vă aminte, și cu aceasta vreau să închei în seara aceasta, că 2 dintre împărații lui Israel, un tată și un fiu, au ajuns înaintea lui Dumnezeu și David vine înaintea Domnului și spune, eu vreau să construiesc o casă pentru tine. Și Dumnezeu îi spune, datorită faptului că ai vărsat mult sânge, tu nu poți să construiești. Și am stat și m-am gândit, un om după inima lui Dumnezeu să primească un astfel de răspuns din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu este suveran. Vine fiul lui după el, construiește casa și parcă toate lucrurile merg bine, poporul evreu și acum îi aduce recunoștință pentru înflorirea pe care a avut-o pe timpul lui Solomon, și vine Dumnezeu la el într-un moment în care a păcătuit înaintea Domnului și îi spune, datorită tatălui tău David, n-am să rup împărăția în timpul vieții tale. Am stat și m-am gândit, atunci când va veni necazul în viața copiilor mei, va putea Dumnezeu să spună, datorită părinților tăi, să știi că voi mai fi alături de tine și te voi căuta, te voi îndrepta. Dumnezeu ne vrea să fim exemple pentru copiii noștri, dragi frați și surori. Dumnezeu ne cere să trăim pentru El atât cât suntem în viața aceasta, indiferent că suntem în America, în Italia, în România, Dumnezeu vrea să trăim pentru El. Și atunci când trăim pentru El, vom fi o priveliște pentru oamenii din jurul nostru. S-ar putea să fie un coleg care te urmărește, s-ar putea să fie un tânăr din orașul în care tu ești și pe care din când în când îl mai scoți la o cafea. Știți ce mult a însemnat pentru mine? Am plecat de la 16 ani din România, să mă ia cineva acasă din când în când și să-mi spună, știi ce, tu nu ai părinți aici, dar dacă ai nevoie vreodată de ceva,
să mă suni pe mine și să știi că am nevoie de, ce ai nevoie de ceva, pot să fiu lângă tine. Să mă iau un frate din adunare și să spună, mă, uite, nu prea te îmbraci așa, nu-s părinții tăi aici, poate ar trebui să te îmbraci un pic diferit. Am trăit o vreme în Chicago și am stat timp de 3 ani singur, m-am mutat într-un apartament. Și atunci când m-am mutat în apartamentul acela, l-am cumpărat, mai veneau frați în vizită, de mai multe ori a fost și fratele Marius, cred că de vreo 2 ori când stăteam singur, și am ales să fiu la dispoziția oamenilor care trec pe acolo. Dar atunci când m-am mutat în apartamentul acela, am luat o cheie și am dat-o la un prieten de-a meu care mi-este și astăzi prieten. Și am spus în felul următor, să vii la mine oricând vrei, vreau să știu că cheia aceasta este la tine. Și oricând vrei tu să vii, fără să mă anunți, trebuie să te gândești că poți să bagi cheia în ușă și eu nu mă voi supăra niciodată. Vreau să vii la mine când vrei. Vreau să fac aceasta pentru cugetul meu. Să știu în mintea mea că pe ușa aceea poate să intre oricine. Să-mi iau o măsură de precauție. Cred că și astăzi omul acela are o cheie. N-a venit niciodată la mine. Nu m-a controlat niciodată. Dar a fost un prieten de care am avut nevoie să facă lucrul acesta. Cred că Dumnezeu vă folosește și pe dumneavoastră în astfel de experiențe. Și dacă trebuie să facem ceva pentru copiii noștri, trebuie să înțelegem că și trebuie să petrecem mai mult cu ei. Trebuie să înțelegem mai mult pe ei. Aduceți-vă aminte de ceea ce a făcut Pavel cu Eutich. Scriptura ne spune că un bătrân, atunci când nici părinții n-au mai putut să facă nimic, atunci când nici adunarea n-a mai putut să facă nimic, s-a coborât Pavel, l-a luat de mână, s-a plecat asupra lui și a spus, el doarme și a rezolvat problema. Încredeți-vă în oamenii pe care Dumnezeu vrea să-i folosească în mijlocul dumneavoastră. Nu-i vorbiți de rău, ci rugați-vă pentru ei ca Domnul să facă semne și minuni. Pentru că de multe ori noi vrem ca Domnul să lucreze cu semne și minuni, dar cu oameni pe care noi îi considerăm așa cum îi considerăm. Să aveți grijă la oamenii lui Dumnezeu, să îi ajutați în tot ceea ce înseamnă responsabilitatea îndreptării și urmării căii lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne va binecuvânta viețile, atât fiecăruia dintre noi, cât și familiile noastre. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Slăvit să fie Domnul pentru mesajul care l-am avut în seara aceasta prin fratele Dorin. Zicem ca Domnul să-l binecuvinteze. M-am gândit la câteva gânduri care mi le-am notat aici despre acest tânăr care și-a pus tinerețea la picioarele lui Dumnezeu, despre capacitatea de a ști să conviețuiască sau să poată să aibă părtășie și cu cei de alte vârste. Se amintea aici că a știut să privească la Ozia ca la un mentor despre care a privit probabil o parte din viața lui. Însă ce aș vrea să vă provoc în seara aceasta să vă gândiți și în mod special tinerilor este că la un moment dat acest Ozia a eșuat, a falimentat și titlul mesajului din seara aceasta a fost La cine privești? Și am mai dat exemplul acesta în biserica noastră că foarte mulți tineri fac și noi toți oamenii facem alegeri. Aș pune o întrebare, Ozia, Isaia, dacă ai privit la Ozia și la un moment dat vezi că Ozia a eșuat, a falimentat în viața lui și tu l-ai avut ca un mentor, l-ai avut ca un exemplu spre care să privești, nu te-ai prăpădit și tu? Dădeam exemplu acesta cu 2 fii care au avut un tată bețiv și au trăit împreună o viață întreagă cu un tată care a murit de băutură. Și cei 2 fii s-au dus amândoi în 2 extreme diferite. Unul spune că a devenit abstinent, nu suporta băutura, iar unul i-a călcat leii tatălui său pe urme. Și cineva i-a întrebat, cum poți? I-a întrebat pe fiecare pe rând, cum ai putut să trăiești astfel? Pe cel care a băut să spui, dacă ai avut un tată bețiv, cum ai putut să devii un bețiv la rândul tău când ai avut un exemplu și ai avut de suferit atât de pe urma acestui exemplu? Și l-a întrebat și pe celălalt, cum ai putut să te păstrezi curat și să fugi de această patima băuturii când tu ai avut un tată care a băut toată viața lui? Și spuneam atunci și vă reamintesc și acum că răspunsul la amândoi a fost același, cum puteam să fac altfel? Și de asta spun că ne uităm de multe ori la anumite persoane, ne uităm la anumiți mentori, ne uităm la anumite circumstanțe. Dar deciziile pe care ne luăm când privim sunt diferite.
Unul spune, dacă am avut un tată bețiv, cât o fi eu viața mea toată, nu voi pune gura pe băutură pentru că știu ce înseamnă. Și celălalt spune, păi cum puteam să fiu altfel dacă tatăl meu a fost acesta? A fost un tată care ne-a dat un exemplu de urmat în felul acesta. Și aș vrea să medităm, pentru că am vorbit cu foarte mulți tineri din biserica noastră, din alte biserici, și răspunsul este același. Păi în familia mea, tu nu-mi cunoști viața, îi spuneam altă dată unui tânăr, zic, măi, merg în țară și discut cu părinții tăi, și mi-a spus, tu știi cine-i tata? Păi tata bea mai mult ca mine și în adunare. A rămas șocat. Vine foarte rar la biserică tânărul sau spre deloc. Dar rămâi uimit că de multe ori traumele acestea rămân. M-am gândit la un singur verset care ar vrea să-l citesc din Psalmul 126 cu versetul 6. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se va întoarce cu veselie când își strânge snopii. Un singur exemplu aș vrea să vă mai dau și apoi lăs timp pentru cântările care au rămas. Pilda fiului risipitor. De foarte multe ori obișnuiesc să dau exemplul acesta. Ce l-a determinat la urma urmei pe acest fiu risipitor care și-a risipit viața, averea și a călcat în picioare demnitatea lui, inima părinților lui, într-o zi totuși să spună, mă întorc acasă. Eu cred că este tocmai principiul aceleiași verset care l-am citit. Când știi că ai un tată bun, că ai o dragoste care ți se oferă necondiționat din partea lui Dumnezeu, te întorci acasă și sunt mulți tineri care spun azi, tu nu știi viața mea, Dumnezeu nu mă mai iartă. Spunem asta că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Însă eu cred că dacă părinții vor investi în copiii lor și necondiționat să-i iubească și să investească la vârsta potrivită, să petreacă timp și să le ofere o dragoste din partea lui Dumnezeu, așa cum ne-a oferit-o Dumnezeu ca exemplu nouă. Eu cred că mulți dintre tineri, mulți dintre generațiile de adolescenți se vor întoarce mai târziu, chiar dacă se vor duce ca niște fii risipitori prin lumea aceasta, se vor întoarce pentru că vor fi siguri de o mamă și de un tată plin de dragoste care vor primi. Însă dacă vor ști că vor găsi o ușă încuiată, vor găsi critici, vor găsi judecăți, sau vă spune, nu vei mai fi numit copilul meu, cu siguranță copilul acela, chiar dacă se va gândi într-o zi că nu face bine, va alege alte căi, pentru că știe că acasă nu va mai găsi un tată care îl va aștepta în câmp, plângând și să-l îmbrățișeze. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Cei care au copii mai mari, care diavolul încearcă să-i tragă spre lucrurile acestea neplăcute, să veghem împreună ca diavolul să n-aibă, așa cum spunea Moise altădată lui Faraon, nici o unghie din cei al nostru nu-ți va rămâne aici. Noi cu copiii noștri, cu nevestele noastre și cu tot ce este al nostru ne vom duce să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Amin. Am vrea în continuare să ne ridicăm pe picioare, cântăm două versete dintr-o cântare cu întreaga biserică, apoi sora ne ocupăm locurile, sora Andreea va avea o cântare, apoi Ionuț, Luci și Claudiu vor lăuda pe Domnul cu o cântare și în urmă fratele Cornel Burlacu ne va conduce spre încheiere. Amin.
parole potrebbero mai esprimere ciò che è in me. Non so pregare, ma sospiri ineffabili arrivano a te. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire, e che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio, io ho bisogno di te in questo istante, Signor. Ci creda davvero, ma c'è una certezza in me. Solo tu puoi colmare la sete che ho. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire, e che ho bisogno. Trista des pecale și ți-e sufletul tristat. De încercări și deznădeștea copleșit. Tu uita că sus în ceruri ai un tată vegheator. Dumnezeu nu uita.
sunt părintele meu sfânt. Eu crotit vei fi mereu de brațul său. Nu privi înapoi vreodată, uită-te spre Golgota, chiar de greu. O, fiul meu, voi fi lângă tine, valuri de-or veni, nu uita, chiar în cuptor vei fi tu cu mine. Să fie Domnul, frați și surori, este un har să fim în casa Domnului în seara aceasta și vreau să vă spun că Dumnezeu a avut în vedere și în seara aceasta să ne vorbească. Cred că erau părinți și poate și tineri care se aflau în pustie, ar și țamare, știm că în pustie nu este apă, aerul nu prea este convenabil acolo, dar iată că Domnul a făcut să ploaie peste noi, o răcoare din partea Duhului Sfânt și să ne învețe câteva lucruri care sunt necesare și importante pentru sufletele noastre. Slăviți să fie Domnul! Vă grăbiți? Vă grăbiți? Dar nici nu vreți să mai stați după cum ne-ați răspuns. Domnul să vă binecuvinteze. Știu că trebuie să încheiem, dar vreau să vă spun, stăm în față o rugăciune și rugăciunea aceasta vrem să ne rugăm ca Domnul să salveze. Ne rugăm ca Domnul să salveze. Când eram la Pordenone, vreau să vă spun lucrul ăsta și apoi să mergem, să ne îndreptăm spre rugăciune. Eram la Pordenone și noi cu biserica obișnuiam ca la ziua de duminică, când era cina Domnului, să punem bani deoparte pentru familiile sărace din țară și se aduna undeva la 3.000-4.000 de euro pe la an sau poate ceva mai mult. Mi-aduc aminte că am fost trimis în codrii pașcanilor, am trecut o pădure mare și am ajuns într-un sat, probabil uitat de mulți acolo, și am ajuns acolo cu niște bani, cu fratele Viorel Cotleț. Și când am ajuns acolo într-o casă, erau doi bătrâni și imaginea aceasta nu cred că o să o uit vreodată, n-aveau nimic pe jos, aveau o căsuță și de-a lungul așa și în mijlocul casei pus un par din asta, o gridă de asta ca să nu cadă acoperișul jos. Și am intrat acolo și când am intrat acolo am simțit prezența Domnului și am spus, dar eu înainte ca să intru în casa aceea, pe poartă am spus, Doamne, vai de capul lor, am început să judec, să... Știți dumneavoastră cum suntem noi ăștia un pic mai bogați, îi judecăm pe ăștia mai săraci. Doar așa, e ceva firesc, nu-i duomnicesc, e ceva firesc, nu mă înțelegeți rău. Și atunci am intrat în casa aceea și am început să tremure carnea pe mine și am zis, Doamne, ce se întâmplă aici? Văd doi bătrânei. Când m-am pus și am stat de vorbă cu ei și am spus, frate, noi vrem să facem o rugăciune. Și zic, dar care sunt motivele astea de vreți să vă rugați așa de tare? Că eu mă grăbeam să plec. Era pământ acolo, eu avem hainele cele mai bune pe mine. Cum să mă plec aici în genunchi? Mă gândeam și îmi făceam tot felul de idei, dar nu se poate picioare. Nu, trebuie să ne plecăm pe genunchi. Frați și surori, bătrâna asta a spus în felul următor. Probabil că era o mamă care avea mai mulți copii, a spus așa, frate, nu vreau ca Dumnezeu să mă ia de pe pământ până când nu toți copiii mei se vor întoarce la Domnul. Și a început să plângă. A spus, vai, Doamne, și eu am nevoie de rugăciune și părinții mei cât s-au rugat. Eu cred că în seara aceasta părinții se roagă foarte mult pentru copiii lor. Și ar vrea ca împreună cu ei în împărăția lui Dumnezeu să-i ducă și pe acești copii. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să lasă un dud de ascultare peste tinerii din biserica din Mansue. Să lasă un dud de înțelepciune peste părinții care provoacă acești copii. Ca să ia decizii pentru viață, ca să trăiască viața aceasta lângă Dumnezeu. Pentru că vedem că tinerii aceștia sunt confruntați cu fel și fel de situații. Satan în fiecare zi vine și aruncă în viața lor anumite lucruri care să-i tragă de pe calea aceasta mântuirii. Ori noi suntem chemați în seara aceasta să veghem asupra fiecăruia care este aici, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și am vrea în seara aceasta să
mergem înaintea Domnului și spune: Doamne, dacă mai este vreunul încă legat, dezleagă-l în seara aceasta. Dacă mai este vreunul care se simte în groapă, că-i călcat jos de vrășmașul, te rog, scoate-l de acolo, Doamne. Că Dumnezeu se poate coborî și după el. Slăvit să fie Domnul. Dacă vreți să împlinim versetul ăsta din Romani, drag și frumos, plângeți cu cei care plâng și bucurați-vă cu cei care se bucură. În seara aceasta este momentul ca să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și să plângem pentru cei pierduți. Și m-am gândit că spuneți amin aici. Să plângem pentru cei pierduți. Pentru cei care au plecat, că i-a prins diavolul, s-a acolo, nu mai pot să scape. Numai îndurarea și mila lui Dumnezeu se poate duce după ei. Doamne, ajută-ne în seara aceasta să ne rugăm. Aș vrea să vă ridicați în picioare, pentru că vrem să intrăm în rugăciune. Spune aici, serafimii stăteau deasupra lui. Acolo e locul lor în cer, deasupra. Au un loc, o poziție pusă de Dumnezeu, deasupra. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și fiecare avea 6 aripi. De ce 6? Putea să aibă numai 2, să zboare cu ele. Dar 6, pentru că cu 2 își acopereau fața, că stăteau în fața lui Dumnezeu. 2 își acopereau picioarele, că nu pot să vii oricum înaintea lui Dumnezeu. Și cu 2 zburau și se duceau și într-o parte și în alta și făceau un conjur acolo și dădeau slavă împăratului. Haideți și noi în seara aceasta să ne smerim și să spunem: Doamne, îmi pare rău că de-a prea puține ori m-am rugat pentru cauza asta, m-am rugat pentru cauza asta. L-am văzut pe ăsta că s-a dus, l-am văzut-o pe aia că s-a dus, dar ce mă interesează pe mine? Nu! Dacă vrei să faci parte din familia lui Dumnezeu în seara aceasta, va trebui să plângi pentru cel care îl știi că e căzut și nu se mai poate ridica. Samariteanul milos, Iisus Hristos, trece prin adunare și aș vrea să se oprească în dreptul fiecărui care este căzut aici. Cine vrea să se oprească în dreptul lui Domnul seara asta? Cine vrea să se oprească Domnul în dreptul lui în seara asta? Să facă un semn cu mâna. Eu vreau ca Domnul să stea de vorbă cu mine în seara asta. Eu vreau ca Mântuitorul să vină și să lege rănile în seara aceasta. Iubiții mei, suntem o adunare frumoasă, o mulțime de oameni aici. Haideți în seara aceasta să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. Că știm că se încheie adunarea la 8, dar până la 8:30 nu pleacă nimeni. Haideți în seara aceasta să lăsăm discuțiile noastre. Haideți în seara asta să nu ne mai intereseze lucrurile astea și să ne prăbușim 10 minute, 20 de minute înaintea lui Dumnezeu. Să plâng eu pentru mine și pentru cel căzut de lângă mine și plânge și tu în seara asta. Că n-ai plâns poate de multe ori și Dumnezeu poate așteaptă de ani de zile să vadă o lacrimă în ochii tăi și nu o vede. Îți merge bine. Da, și lui Isaia i-a mers bine. Dar când a văzut că a murit împăratul, când a văzut că toate speranțele lui s-au dus, și a spus: acum trebuie să mă îndreaz privirea spre Domnul. E o pildă pe care îmi dă Domnul să spune: nu vă încredeți în oameni, ci încredeți-vă în Dumnezeu. Dacă unii au multe și se încred în ele, vreau să vă spun că într-o zi vor cădea. Și toate astea se vor duce în seara aceasta. Noi ne bizuim pe brațul lui Dumnezeu. Psalmul 20, versetul 7 și 8. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor. Ăștia se îndoie și cad, dar noi ne bizuim pe numele Domnului. Ne ridicăm și rămânem în picioare. Slăvit să fie Domnul. Mă rog ca Domnul în seara aceasta, cel care se roagă cu credință, să rămână în picioare. Cel care n-are credință, Domnul să-i dea credință în seara aceasta. Iubiții mei, nu-i de joacă, nu-i de glumă. În seara asta noi suntem la mijloc. Va câștiga Satana sau va câștiga Dumnezeu? Și asta depinde de tine și de mine în seara asta. Pentru că eu vreau să câștige Domnul în seara asta. Să salveze Domnul, să mântuiască Domnul, să ierte Domnul. Poate ți se pare prea puțin cât a făcut Dumnezeu pentru tine. Vreau să spun că în seara asta trebuie să renunți la multe lucruri ca Dumnezeu să te poată binecuvânta. Ca Dumnezeu să se apropie de noi, trebuie să ne pădăm tot ceea ce este firesc și murdar și să ne apropiem cu inimă curată, sfințită, spălată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Eu vreau să ajung în cer. Vreți și voi? Vreți și voi să ajungeți în cer? Haideți să amintim pe cei care au părăsit calea lui Dumnezeu, pe cei care au plecat din biserica asta. Poate noi spunem: gata, ați pierdut, nu ne mai interesează, oameni buni. Haideți să plângem în seara aceasta, să spunem: Doamne, adu-i înapoi! Doamne, adu-i înapoi! Doamne, dezleagă legăturile, adu-i înapoi! Eu vreau ca Domnul să-i aducă înapoi! Eu vreau ca părinții ăștia care plâng nopți de-a rândul să se bucure într-o zi că Dumnezeu le-a salvat copiii! Haideți în seara aceasta să intrăm în rugăciune
și să ne rugăm înaintea Domnului și să spune: Doamne, ai milă de noi, nu te opri din rugăciune, lasă-L pe Iisus Hristos și în viața ta de părinte și în viața mea și în viața fiecăruia să facă o schimbare și o transformare, lăudat să fie Domnul. Nu te grăbi să pleci din prezența lui Dumnezeu, poate e seara când Dumnezeu vrea să schimbe, să binecuvinteze, să ridice, să ierte, să mântuiască. Eu vreau ca toți de aici să plecăm plini de bucurie și cu Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm și numele Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Să mijlocim în rugăciune. Doamne, ai milă și binecuvintează fiecare suflet care este aici. Amin.